pot opri? În fața ta pe masă e un dispozitiv. Ce este? O surpriză care odată ce a ajuns în WC-ul va exploda și va crăpa toată lumea lui Skibidi în mii de bucăți. Tati va fi liber? Toți vor fi liberi. Skibidi va fi distrus odată și pentru totdeauna. Bine! Am încredere în tine, Nicolas. Dar eu nu am încredere în tine, omule TV. Ceva îmi spune că tu și cu Skibidi sunteți răufăcători. E timpul să mă prefac că sunt inocent, că nu știu ce se întâmplă de fapt. Și așa, Nicolas, eroul nostru. Nicolas? Nu, nu! Am reușit! Bravo, Nicolas! Perfect! Nicolas! Mami! Dragul meu, mi-ai lipsit atât de mult! Mami! Omule TV, suntem liberi în sfârșit de Skibidi! E timpul! Timpul pentru ce? Să cucerim noi înșine această lume! Oh, nu! Voi sunteți tot răi! Nu am spus niciodată că suntem eroi! Noi buni? Înăuntru, în WC-ul lui Skibidi, mai era cineva cunoscut vouă, un om cu o putere de neimaginat. Dacă e așa puternic, cum a putut fi luat de Skibidi și închis? S-a lăsat din cauza vinei pe care o simțea. El e cel care a început totul. El? Despre cine vorbești? Habar nu am, dar e un copil. Nu trebuie băgat în seamă. El e cel care a scris povestea voastră. Cel care v-a creat. Un cap prins într-un veceu. Scriitorul poveștii noastre. Am uitat de el. Dar el nu v-a uitat. Urăște ziua în care v-a creat și ar face orice să o șteargă din amintirea lui. Prea târziu pentru el. Din potrivă, ziua aceea a venit. Cu stiloul lui a completat povestea și a dat un final. Ce final? Skibidi cel rău și urât, de omul TV, de cameraman, de speakerman, era legat de ei și ei de el. Orice i s-ar fi întâmplat, lui Skibidi i-ar fi afectat și pe ei. Vrei să spui că odată cu distrugerea lui Skibidi, am fost și noi distruși? Exact! Imposibil! Oh. Nu se poate! Mai voiam să fac atâtea! Și așa, povestea lor s-a sfârșit. Ai reușit, Nicolas! Tati? Julia? Unde sunt? Acasă! Și ei? S-a terminat? Da, Ian! Suntem liberi! De Skibidi și de restul! Ah, ce bine! Credeam că nu mai scăpăm de acest coșmar. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați și urmăriți și celelalte episoade de pe canalul nostru. Până data viitoare, vă zicem...